Salutare, bună seara! Salut, salut! Pentru început, clasica întrebare. Provocăm invitatul să se prezinte pe scurt, cât mai narrativ, background-ul. Care este background-ul tău? Background-ul în sensul de studii sau de dezvoltare personală? În primul rând de studii și apoi ajungem și la zona de dezvoltare personală. Ok, ca formare sunt geograf, am făcut geografia turismului la Universitatea din București. Ca studii legate de fotografie, pot să zic că, nu știu, 90% sunt autodidact. Iar s-a întâmplat cumva în perioada 2005-2006 să fiu student Erasmus la Lille și acolo am urmat un fel de școală populară de arte a orașului și am obținut o diplomă pe perioada respectivă, pe baza căreia mi-am făcut un PFA pentru fotografie în România. Ca formare, 90% autodidact. Pasiunea pentru fotografie a fost cumva autodezvoltată, pentru că nu am avut oameni prea mulți care să se ocupe de imagine în familie. Din ce știu, un unchi, un frate al bunicii avea un aparat foto când era mic. Dar asta am descoperit undeva pe la a doua jumătate a anilor 90, 96-97, când am plecat la munte și voiam să imortalizez ce vedeam. Și am avut o savonieră, îi mulțumesc cuiva, Violeta, se știe ea, care mi-a împrumutat aparatul respectiv și după aia am devenit cumva pasionat, dar nu reușisem să surprind ce aveam eu nevoie, așa că în momentul în care am venit în București la facultate, din prima bursă mi-am cumpărat aparat foto și rucsac de munte. Am înțeles. Cât de mult a contat pentru tine experiența prin Erasmus? A fost, cum să zic, a life changer. Okay. Pentru că asta e o chestie care chiar merită povestită. Undeva prin anul 2, nu, în anul 3 de facultate, treceam cumva spre bibliotecă în facultate și am văzut că era undeva o coadă. Și zic, mă opresc acolo și întreb, ce se dă aici? Păi bursa Erasmus. Mă întreabă o colegă, nu vrei să stai și tu? Zic, bă, nu, că nu mă interesează, nu știu ce. Am trecut peste câteva ore din nou și nu se terminase coada, dar mai erau câțiva oameni. Și zic, bă, hai să stau și eu să văd despre ce e vorba. Am intrat acolo, se ținea foarte mult cont de medie, aveam medie mare și m-a întrebat unde vrei să mergi. Zic, păi în Spania. Păi știi spaniolă? A, nu, știu engleză. Și bine, mulțumim, am ieșit de acolo. După aia, peste două săptămâni când s-au afișat listele, eram trimis la Lille. Am zis, ok, asta e, merg acolo. Partea cea mai tare e că după ce am aflat ce și cum, am sunat, aveam telefonul persoanei care fusese cu un an înaintea mea acolo și aveam telefon, mă rog, m-am dus la un telefon public, am sunat cu fise și zic, bună Mihaela, uite, sunt Cutărescu, am luat în locul tău bursa de la Lille. Și au din partea cealaltă, felicitări, asta o să schimbe viața. Și viața mea, în câțiva ani, s-a întors așa. Pur și simplu s-a dat peste cap. Ca idee, ca experiență de viață, într-adevăr, a fost determinantă și probabil că a contribuit foarte mult la formarea mea, la ce sunt acum. Spune numai multe, pentru că ajungem în prezent, ajungem la Ciprian Vlăduț, care este fotograf, vorbim de cipane.com, acolo se poate vedea portofoliul. Unde te regăsești? Ca ce stil de fotografie? E foarte greu să te încadrezi într-un stil. Eu sunt, îmi place să cred că sunt polivalent și, de fapt, mă atrage tot ce ține de imaginea fotografică. Și a fost foarte greu să-mi stabilesc ceva concret, dar ce mă atrage cel mai mult e, bineînțeles, natura, peisajele, mersul la munte, apoi o parte foarte importantă din mine sunt concertele. Și aș putea adăuga că îmi plac foarte mult ședințele fototrage de dres, mai mult decât nunțile în sine. Am încercat totdeauna să fac ceea ce simt, dar cumva faptul de a fi fotograf profesionist și obligă să adopți anumite compromisuri și să faci ce trebuie în loc de ce îți place neapărat la un moment dat. Uite, în ultimul răspuns, practic mi-ai servit la fileu 3-4 întrebări. Okay. Ce înseamnă fotograf profesionist? Din punctul meu de vedere, sunt o grămadă de definiții. Din punctul meu de vedere, înseamnă o persoană care își câștigă viața, traiul de zi cu zi din fotografie. Ori din vânzarea fotografiilor pe care le faci, ori din contracte pe care le capătă de-a lungul timpului, ori din editare. Eu am avut o latură foarte importantă în ultimii ani de editare foto.
Ok. Și dacă mergem, de exemplu, pe zona de eveniment, și aici mă refer la nunți. Ok. Acum m-aș duce un pic pe a provoca. În România se percepe ca cea mai des întâlnită fotografie aceasta de eveniment, de nuntă, ca gen de fotografie. Ca gen de fotografie. Și atunci cum stabilim noi niște repere? Ce definește o fotografie de calitate? Chiar și în zona aceasta, ca tip de fotografie? Păi, cum să zic, de cele mai multe ori frumusețea asta în ochii privitorului, știi? Și atunci, cumva, să zicem că tu vrei să te apuci de fotografie de nuntă și ai o cameră și vrei să dezvolți un business din chestia asta. În principiu, la început nu ai cunoștințe, nu ai legături, nu ai clienți, nu ai un portofoliu și muncești să-ți construiești acel portofoliu, apelezi la prieteni, le spui că faci chestia asta și o chestie care se dezvoltă ușor de-a lungul timpului. Pentru mine a fost, nu știu, un proces de formare de, să zicem, 6-7 ani din momentul în care am renunțat la ce făceam ca să mă apuc 100% de fotografie. Acum, legat de fotografia de nuntă, sunt foarte multe stereotipuri, cumva. Adică în momentul în care ești, cineva aude că faci fotografie de nuntă, eu treci pe ăsta, e pozar de nuntă, de nunți. Dar, ca în orice meserie, ai oameni care fac chestia asta, ca în România, merge și așa, sau care fac la nivel foarte înalt. O capcană pe care ar trebui evitată de către toată lumea este să te supraaglomerezi, ceea ce recunosc că am făcut și eu de-a lungul timpului și asta provoacă întârzieri și clienți nemulțumiți. Însă, întotdeauna am ținut cont, adică pentru mine cel mai important deziderat a fost să furnizez calitate clientului. Dacă mă întreb cum arată pentru mine o nuntă, nu neapărat ca desfășurare minut cu minut, dar ce vreau eu să se întâmple e ca în momentul în care clientul primește fotografiile, să poată să, în momentul în care vede filmul nunții cumva, să poată să retrăiască momentele respective. Cam asta ar fi. Acum, fiecare poate să interpreteze din punct de vedere personal fotografia de nuntă. Ok, ca să avansăm un pic și pentru că am amintit de site și acolo se poate vedea că nu sunt doar câteva categorii, sunt multe, hai să avem așa o impresiune în ceea ce faci. Păi, cum ziceai, timp de mai mulți ani, principala preocupare a fost fotografia de eveniment. Însă nu numai nuntă în sine, fotografie de nuntă, fotografie de botez, corporate, ședințe foto de familie, portrete, you name it. Adică tot ce se poate încadra în cadrul fotografiei comerciale. Pe lângă asta, cum am zis, marea pasiune sunt concertele, adică sunt înnebunit după muzică și prefer să o ascult live. Și pentru că îmi place să surprind trăirile artiștilor de pe scenă, m-am dedicat și fotografiei de concert. Însă, nu cum s-ar crede, fotografia de concert nu aduce câștiguri neapărat. E mai mult un câștig sufletesc și pentru mine este cumva o refulare. Adică e locul unde mă curăț mintea și gândurile ca să pot să fac celelalte lucruri. Apoi, cum ziceam, mersul pe munte, mersul cu bicicleta foarte mult în natură și încerc să, cum să zic, să surprind ce întâlnesc de-a lungul drumului, ce place ochiului meu. Cumva toți fotografii spun că vor să arate celor din exterior proiecția a ceea ce simt ei pe interior. Mă frezi în lumea mea, ceva de genul. Și atunci cum am putea defini, din punctul tău de vedere, fotografia? Ce fotografia? E prea, cum să zic, ar fi seacă, dar... Cumva, da, cumva. E mult prea simplist să definești, pentru că deja în momentul în care... Ce vrei tu să faci prin fotografie, ca să zic așa? Să prezint viziunea mea asupra lumii. Dar ar fi cea mai bună definiție pentru mine. Dacă e să o iei după definiția clasică de manual, e a picta cu lumină, na. Dar ăsta e dezirat... Mă referam la un rol sau la un element, ca să zic așa, care definește pentru tine... Îmi place cel mai mult să surprind ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și la un eveniment nu-mi place să intervin. Eu sunt genul de om care cumva stă mai ascuns. Adică dacă mă duc... Bine, la o nuntă, de exemplu, dacă te duci și lumea dansează pe ring, ești nevoie să te bagi printre ei ca să surprinzi și cadre apropiate, dar ce-mi place mie cel mai mult e să mă duc să mă ascund după o coloană sau după un tufiș, mă rog, o floare, și să încerc să surprind trăirile oamenilor de acolo. Chiar dacă e un eveniment, oamenii știu că sunt fotografiați, dar nu se ascund. Și atunci, de exemplu, nu știu, ca să pot să stau în priză, îmi dau un challenge.
Vreau să realizez, nu știu, să prind pe cineva din nuntă când se învârte sau o chestie din asta și chestia aia poate să-mi ia două ore. Și nu-mi dau seama când trece timpul, pur și simplu. Ok, deci ești o persoană exigentă în ceea ce privește... Atât cât pot eu să fiu. Ok, să mergem un pic pe zona asta de... Pentru că surprins, într-adevăr, destul de multe elemente. Și vorbim un pic și de fotografia comercială sau unde cumva intervin alți factori din exterior care cumva invadează orizontul tău, universul tău. Unde te oprești? Poți să detaliezi un pic care ce înseamnă... sunt acele limite în ceea ce privește, nu știu, poate o etică în fotografie, poate un compromis în ceea ce privește perspectiva fotografului? Ok, uite, m-a întrebat cineva... Eu am făcut în perioada asta un fel de jurnal de pandemie. Adică mi-am propus, din momentul în care a început, parcă s-a declanșat starea de urgență pe 16 martie, nu mai știu dacă primul cadru l-am pus atunci sau l-am făcut atunci, dar ideea a fost, m-am gândit la modul, cineva trebuie să surprindă și chestia asta, ce se întâmplă în perioada asta și pur și simplu, e o chestie care s-a dezvoltat zi de zi și m-a întrebat cineva, băi, ai grijă că ai mai pus persoane care se... Eu stau pe malul lacului Morii cumva, s-au apropiat de lacul Morii și... Fiind obligat să stau în casă cumva, mai ieșeam pe balcon cu aparatul la ochi, mai mergeam până pe malul lacului și oamenii pe care i-am surprins, ce mi-a plăcut, i-am pus online. Și m-a întrebat cineva, ai grijă că acum cu protecția datelor și până la urmă nu puteam să anunț pe fiecare dacă eram la 50 de metri distanță, vezi că îți fac o fotografie sau... pur și simplu cumva... Din punctul meu de vedere, oamenii ar trebui să-și asume că ei sunt într-un spațiu public și există posibilitatea să fie fotografiați, pentru că na, deasupra poate să fie și drone să te surprindă într-o ipostază pe care nu o dorești și n-ai de unde să știi că ai fost prins de dronă, pur și simplu. Deci, din ce înțeleg, eu mă întreb de barierele etice, cumva. Uh-huh. Nu știu, acum am văzut la un moment dat, a fost un scandal online cu un fotograf care mergea pe stradă și pur și simplu punea camera în ochii oamenilor și ca să încerce să provoace, să surprindă emoții. Eu ți-am zis, sunt un pic mai ascuns așa mai și nu mi se pare că jenez foarte mult pe cineva. Uite, un exercițiu pe care l-am făcut a fost să ies pe balcon și să-mi surprind vecinii de sus. Pur și simplu, am încercat cumva să le feresc fețele, să prind mai mult umbrele lor când bătea soarele într-un anumit unghi, să nu deranjez foarte mult, dar în același timp nici să mă ascund foarte tare. Înțelegeți? Din punctul meu de vedere, limitele etici ar trebui să conlucreze cumva cu formula libertatea mea se oprește unde începe libertatea altuia. Și atâta timp cât mi se pare că nu pui o persoană într-o postură incomodă sau rușinoasă, n-ar trebui să fie o problemă. Mai mă lovesc de chestia asta în care oamenii zic ok, vreau să te angajez ca fotograf, dar nu vreau ca pozele mele, fotografiile mele să apară nicăieri. Și pentru mine e frustrant pentru că demersul meu în principiu e de a surprinde niște imagini și de a prezenta munca mea publicului. Ori dacă tu mă pui să te fotografiezi și după aia să țin fotografiile în beci, cumva să nu le arăt nimănui, mă frustrează chestia asta și în momentul în care fotografiez nu o să dau maximul din ce pot. Acțiunea incompletă până la urmă. Exact, exact, exact. Și mă rog, eu, poate e cumva egoist din partea mea, dar cumva... încerc să ajută-mă un pic. Adică e un exercițiu pe care îl duci pentru că ai un scop. Da. Ținta este exact, ca... exact. Nu, ce vreau să zic e că oamenii dacă au impresia că în ziua de azi poți să se ascundă atâta vreme cât deții un telefon, nu prea ai cum să te ferești de ce se întâmplă în jurul tău. Și dacă cineva vrea să te găsească, te va găsi. Sau să... Multora le teamă că, vai, o să ia cineva o fotografie cu mine și o să-mi înlocuiască fața și o să o folosească la nu știu ce, dar în felul ăsta poți să fii prins pe stradă. Am văzut un exemplu, nu știu dacă la iPhone sau la altceva, în momentul în care cineva își făcea un selfie pe stradă, exista un soft în spate care te putea recunoaște să spună cine e și ce faci și toate astea, fără să fii conștient de chestia asta, chiar să nu fi avut telefon mobil sau altceva, știi? Deci... Bine, mai devreme, și oricum o să depășim întrebarea aceasta, mai devreme mă duceam mai degrabă în zona de acțiune voită sau determinată de fotograf. Adică o chestie conștientă, mai bine zis. Acum, evident că am înțeles ce vreau să spui. Să avansăm un pic în... Pentru că eu știu că faci niște fotografii de concert extraordinare.
Chiar dacă ai menționat că nu este un job în sine, ci mai degrabă te duci de plăcere acolo, hai să avansăm un pic în zona de experiențe. Ce momente speciale? Pe site se pot vedea destule concerte cu nume chiar da, mai de care mai... Din punctul meu de vedere sunt prea puține, adică ce e în arhivă e de 10 ori mai mult. Pot să mă gândesc la ceva mai vesel sau la ceva mai trist. Toate s-au întâmplat cam în același an. Noi suntem un grup de mai mulți fotografi, uneori mai mulți, uneori mai puțini, care de vreo... Eu cel puțin am fost la ultimele 6 ediții de Hellfest. E un festival care se ține în Franța, muzică extremă. Fiecare merge pentru ce vrea. Și eu am un stil, să zicem, timpul petrecut în fotopit este foarte scurt. Și atunci eu prefer să merg, să mă bag în mijlocul publicului, să trag de acolo. Mi se pare că obții cadre mai interesante, poți să tragi tot concertul și, mă rog, în 5 ani de experiență n-am avut nicio problemă legată de public. Adică nimeni nu mi-a dat un brânci, oamenii mă sprijineau, m-am băgat și la îngrămădeală, so to speak. Și anul trecut, înainte de Hellfest, a fost o chestie numită Knotfest, făcut de oamenii de la Slipknot. Ei erau headliner și m-am dus, ca de obicei, am și un scaunel de plastic pe care mă urc din când în când. Și până la capul de afiș totul a fost ok, absolut ok. Eu mă plimbam pe acolo prin mulțime, nicio problemă. Și exact înainte de headliner de Slipknot, public s-a strâns din ce în ce mai mult. Eu m-am dus cumva în mijloc, zic, băi, acum de dat, i-am mai prins o dată în 2015, cred, și am stat un pic mai într-o parte, mai la depărtare, cu un teleobiectiv. De data asta am zis, stau mai în mijloc. Ei, și am o centură în care țin aparatele, la brâu. Era un ceașar din ăsta mare pe care scria Slipknot. Eu m-am apucat, am tras un cadru cu ceașarul respectiv, după aia am băgat aparatul la brâu, stăteam pe telefon. Și în momentul în care s-au auzit tobele că începe, nu știu ce, am vrut să scot aparatele. În momentul în care a căzut cearșaful, toată lumea s-a făcut așa, ghem. Dar nu că ghem, deci exact, nu știu, menghină e cel mai bun cuvânt. S-a făcut menghină și efectiv am rămas cu mâinile pe lângă mine. Nu mai puteam, n-am putut să scot camerele de la brâu. Și m-am zbătut pe acolo vreo 10 minute. Ideea e că se face și o căldură foarte, foarte puternică și nu prea poți să, n-ai de unde să tragi oxigen. Știi? Și efectiv am simțit că îmi zdrobeau pieptul. M-am zbătut așa ca peștele pe uscat vreo 10 minute și la un moment dat zic, băi, trebuie să ies de aici. Trebuie să ies de aici că o să pic și mă calc ăștia în picioare. Și efectiv, oamenii nu făceau pauză între piese, eu am să omor și începeau iar. Și la un moment dat am prins așa o chestie de 15 secunde. Și în alea 15 secunde eu sunt oltean, știi? Și m-am băgat cu atele la înaintare și am zis, frate, trebuie să ies de aici. Și m-am apucat în plin, pardon, stânga, dreapta, nu știu ce, și mi-a luat vreo 10 minute să fac 50 de metri prin mulțime. Aproape leșinat, nu știu ce. Așa, căutând aer, zic, mă duc, mă spăl cu niște apă pe ochi, mai stau puțin, m-am dus, m-am spălat, am băut apă, am stat un sfert de oră pe o bancă, nimic. Deci aceea senzație, eram stors efectiv. Și cazarea unde stăm noi acolo e la vreo, nu știu, 20, maxim 30 de minute de mers pe jos. Și am plecat spre cazare așa și am făcut o oră și ceva. La modul ăla. Și mi-am luat încă jumătate de oră să-mi revin așa, să-mi trag aerul, să nu știu ce. Și asta pot spune că a fost cea mai groaznică experiență de concert. Cu alte cuvinte, un fotograf de concert nu trebuie să stea decât în proximitatea scenei. N-aș spune așa. Sunt riscuri pe care ți le asumi. Adică la un festival din ăsta mare chiar nu m-aș duce să stau în fața scenei, pentru că acestui e foarte, foarte scurt. Adică ai, nu știu, un minut, două, hai trei. Și nu poți să obții mare lucru. Adică pentru mine sunt importante. Regula, pentru cei care nu știu, regula în fața scenei e maxim 3 piese. Poți să fotografiezi maxim 3 piese ca să nu jenezi spectatorii în principiu. E regula organizatorilor care impun niște. Eu am citit niște chestii și asta ar fi venit de undeva din anii 70 de la Sting, care se zice că pe la mijlocul concertului începea să transpire foarte mult și era deranjat de imaginile care și-au nu-i plăceau, nu nimic, și atunci a zis, băi, să punem regula asta de 3 piese. Și atunci, na, probabil unii ar spune că eu fentez regulile, dar acolo, cel puțin la Hellfest, e accesul destul de liber și nu ai, te lasă să fotografiezi de unde vei pe riscul tău. Ce alte evenimente sau festivaluri ai mai fotografiat? Păi, pe la noi, în ultimii 10 ani, aproape tot ce a fost mare, mic. Adică,
cumva intrând în comunitatea asta, de la un punct încolo ești cunoscut și de către organizatori și ai un pas foto. La concertele mari de la noi nu merge ca la Hellfest să te duci să fotografiezi cum când vrei tu, doar trei piese din fața scenei și ai plecat. La noi cam ce se întâmplă, Rockstar Extreme Fest, nu știu, încă mai sunt festivaluri la care vreau să merg, n-am ajuns până acum la Electric Castle, din păcate. Aș merge chiar și la Antol, doar să văd despre ce e vorba. Și am avut norocul, sunt foarte bun prieten cu o trupă numită Dirty Shirt, pe care mulți o cunosc, și au fost invitați anul trecut la Wacken și m-au luat cu ei. Și cu ocazia asta am văzut și cum arată un festival în Germania. Hai să ne întoarcem un pic la începuturile tale ca așa. Fotograf, pentru că mi-a plăcut foarte mult, mai devreme ai menționat că deja îți e foarte ușor acum să participi, pentru că ești cunoscut printre organizatori respectivi, trupe și așa mai departe. Cum era la început? La început, cumva introducerea mea în lumea asta a concertului a venit tot prin Dirty Shirt, pentru că ei au făcut un festival care avea o ediție, era bianual cumva, avea o ediție în Franța și o ediție în România. Eu cum eram la Lille, m-am luat să fotografiez festivalul atunci, la ediția din Lille, și când eu în 2006 m-am întors definitiv în țară. Și prin 2010, cred, în 2010, ei participau la Global Battle of the Bands, e un fel de competiție, și m-au invitat să le fac fotografii. Și am fotografiat toate trupele, ei cunoșteau pe cineva de la Metal Fan, Mihai, clăparul lor, a scris un articol, a folosit fotografiile mele și de acolo a început colaborarea între noi. Și ușor, ușor, adică, în principiu, nefiind o chestie remunerată, mergi cam pe unde vrei. Și mie îmi place foarte mult, pe lângă concertele mari, să merg la trupele pe care le apreciez și cumva îi și susțin felul ăsta, underground-ul românesc. Și dacă aici este foarte mult hobby și foarte multă pasiune, care sunt celelalte zone de unde pur și simplu îți extragi niște resurse? Mă refer la genul de fotografie acum. Genul de fotografie? După cum ți-am zis, fotografia de eveniment în principiu. Adică, în afară de asta, mi-aduc aminte prima fotografie pe care am vândut-o efectiv. A fost tot la Lille, lucram într-un restaurant și am făcut un cadru cu piața orașului, piața de Crăciun. Și patronul i-a plăcut atât de mult că i-am făcut un print A3 și mi-a dat 50 de euro. Da, a fost o treabă. Da. Pe lângă asta, ți-am zis, fotografii de evenimente, adică dacă e să fi învățat ceva în perioada asta, e că oamenii în principiu plătesc ca să fie văzuți, pur și simplu, ca să se vadă. Și atunci, bineînțeles, evenimentele de familie, evenimente, ședințe foto corporate, chiar și clădire. Am avut o colaborare cu o firmă de construcții care le-am realizat un catalog, și, adică, mă rog, fotografiile pentru catalog și n-a fost ok. Cum am zis, în ultimii ani am colaborat destul de mult cu un fotograf român aflat în Paris. Puteți să căutați The Paris Photographer. Așa, care are un... să zicem că acolo e o nișă, foarte multe persoane care vor să fie fotografiate la Turn Eiffel. Și are foarte mult de lucru și m-a rugat să-l ajut cu editarea și în timp s-a dezvoltat o relație profesională cumva, care, mă rog, a fost întreruptă de pandemie în martie. Ok, avem o întrebare, ca să nu uit, o menționez acum. Menționez și că e de la Vladimir Gheorghiu. Okay. Și ca să nu mai amintesc ce trupe, că bănesc că le intuiești, care este cea mai faină formație de fotografiat pentru tine? Rammstein. Ok, scurt. Iată, nu se încătrează în lista lui. Nu? Adică pentru, e o chestie absolut personală. De ce? De ce? Pentru că sunt foarte spectaculoși. Mă rog, i-am văzut în 2010 când au fost la Sony Sphere la noi, ca spectator. După aia, în 2013, deja intrasem în branșa fotografiilor de concerte, dar n-am putut să fotografiez atunci. Și i-am prins exact la Hellfest în 2016. Și am putut să mă desfășor cumva, pur și simplu. Deci a fost un extaz maxim. Ok, hai să mergem tot pe o anumită filozofie. Okay. Ce înseamnă fotografia de eveniment? Ai nevoie de un anumit tip de compoziție, de anumite lumini, de ce? De ce? Depinde foarte mult de stilul personal. Adică știu fotografi care merg cu blitzul și le pun de jur împrejurul sălii de eveniment și trag cu ajutorul lor. Eu prefer să merg mai mult pe
expunerea la lumina ambientală, cumva. Adică ce văd cu ochii să și surprind. Blitzul mă ajută, uneori îl folosesc de obicei la minim ca să umplu umbrele și să-mi dea, să nu pierd detalii. Altfel, ca echipament, nu știu, la fel, depinde de fiecare. Adică, eu vorb în fotografie, cel mai bun obiectiv e ăla pe care îl ai la îndemână. Dar, ca trusă foto, nu știu, mie place să fotografiez. Am vrut întotdeauna să am variante, adică la modul să pot să fotografiez de la cadre foarte largi până la cadre foarte strâmte. Și atunci, pot să spun că experiența a fost în 2013, când am achiziționat mai multe obiective cu care nu eram obișnuit și mi-a luat așa cam jumătate de an până să mă obișnuiesc cu ele și să știu la ce îl folosesc pe fiecare. Acum nu mai am această problemă, adică ar trebui totul merge cumva ca un. Știu exact ce să folosesc în cutare moment. Undeva să ne și privilegiați că tehnologia a avansat foarte mult și este foarte, foarte ușor. Dar nu ar trebui să cădem în capcana de a crede că dacă tehnologia a evoluat, nu mai trebuie să facem noi nimic. Adică tot, până la urmă, aparatele și obiectivele sunt cumva ca o șurubelniță mai performantă. Niște instrumente. Exact. Nu trebuie să le venerăm cumva, să le punem în socul. Și atunci de ce am avea nevoie ca să construim, să avem un rezultat bun, de calitate? În ce sens? Ca aparatură? Nu, tocmai dacă facem abstracție de cât de mult a evoluat tehnologia, da? Uh-huh. Deci aici am... Experiență în primul rând. Adică nimic nu bate experiența. Dacă, bineînțeles că toți când se apucă de fotografie sunt paralele, impresia că, domne, dacă eu știu acum tot și vreau să fac să fie superb. Dar nu e așa. Adică dacă îmi spuneai și mie la început chestia asta, te-aș fi luat în râs. Cum adică experiență? Dar după 10-15 ani, într-adevăr, îți dai seama că nimic nu înlocuiește experiența pentru că te-ai lovit de anumite situații și știi cum să te comporți. Până nu uiți un timp de expunere, până nu uiți un card acasă sau mai o baterie, nu știi, n-ai trecut prin situația respectivă. Și dacă mergem un pic și mai în profunzime, compoziție, stil, viziune, elementele astea atât de abstracte, da. Pentru tine cum sună? Păi, chestia asta, la fel, e o treabă foarte personală. Uh-huh. Sunt niște reguli general valabile, acceptate în general de toată lumea. Unii le respectă, alții nu le respectă intenționat. Vine cumva tot din experiență și educație vizuală, să-i spunem. Adică de asta ziceam că eu am fost autodidact, pentru că în momentul în care m-am întors în țară și am știut că vreau să mă ocup de fotografie, am citit foarte mult, adică vreo 2 ani am stat și am răsturnat internetul ca să... Aveam niște întrebări nelămurite, de ce nu-mi ies anumite chestii și pur și simplu am stat și mi le-am lămurit. Adică e o chestie pe care nu înțeleg la multe persoane care achiziționează un aparat foto și spun, învață-mă și pe mine. Ce mai bun învățător ești tu. Adică la mine poți, sau la altcineva, sau la Milu, sau mă știu, poți să vii să întrebi, băi, nu-mi iese chestia asta punctuală și atunci e ușor de explicat. Dar dacă vii și spui, eu vreau să fac fotografie zi tot, nu se poate. Sunt o grămadă de parametri. E nevoie de o disciplină personală până la urmă și de dorința de a... Mai mult sau mai puțin. Mai mult decât disciplină, de nevoia de cunoaștere, de setea de cunoaștere, pur și simplu. Pe lângă experiență, să fii curios, pur și simplu. Exact cum zicea Steve Jobs. Be curious. Pentru că tot vorbim de exercițiul acesta de a avansa, de a fi disciplinat sau nu... Pe tine cine te-a format? Ai niște repere? Te-ai orientat în fotografie, mă refer, la anumite personaje mai clasice sau mai puțin clasice? Mai mult sau mai puțin. Adică sunt niște oameni pe care îi urmăresc cu plăcere. Dacă e să mă întreb cine e fotograful meu preferat, cel mai mult îl urmăresc pe Sebastião Salgado. Nu știu, a avut un impact asupra mea, chiar dacă are foarte multă fotografie al negru. De la noi urmăresc cu plăcere, nu știu, în afară de oamenii pe care îi cunosc personal, să spunem, că ar fi cumva unfair. Ca nume îmi vin în minte Adrian Petrișor, Dorin Bofan, Cosmin Bumbuț, genul ăsta de oameni. Și iată cum am atins câteva categorii ale fotografiei, așa, dintr-un foc. Dar ce transmit oamenii aceștia? Hai să vorbim de Salgado mai degrabă, pentru că e totuși un personaj iconic. Okay. E vorba de un stil, e vorba de ce? Cred că eu cel puțin încerc să privesc dincolo de ideea de stil. Adică ce mi-a plăcut la el e cumva că imaginele lui sunt ca o poezie. Cred că asta exprimă cel mai bine ce vreau să spun. Adică în momentul în care mă uit la imaginele lui, mă pierd cumva în ele și nu mai contează nimic altceva. Adică pot să fiu prezent în momentul respectiv. Pe când la altele mă apuc să analizez din punct de vedere tehnic, ce nu-mi place la compoziție. Imaginele lui îmi vorbesc pur și simplu, nu trebuie să mai fac analize pe lângă. Ok.
Am amintit de site-ul tău, da. acolo e, apropo de gluma mea de la început, e un univers, nu știi încotro sau insiști, mă refer la tip de fotografie, ție care ți-e cel mai drag? E greu, dar aș rămâne la, la cele pe care le-am precizat de la bun început, adică fotografia de... Mă rog, e foarte larg să spui fotografia de peisaj, însă a fost atât de mult căutată de toată lumea că e un challenge să descoperi ceva în plus. Apoi fotografia de concert și cum ziceam, ședințele fototrași de dres, adică astea sunt cele mai aproape de suflet. E greu să faci fotografie în zilele noastre în România ca să te poți, nu știu, menține la un nivel decent? Din punct de vedere mental, financiar, să zicem. Financiar, da. Păi, dacă ar fi să definez ce mai bine, probabil cuvântul care exprimă ce mai bine este compromis. Adică trebuie să găsești un echilibru între nevoile tale și nevoia de a supraviețui cumva. Dacă vrei să rămâi bine înfipt în branșa asta, cumva trebuie să găsești calea de mijloc, adică să faci ceea ce trebuie și să o faci bine, adică să pui suflet și acolo, pentru că în orice domeniu există un challenge. Știi? Și mereu poți găsi noi provocări. Așa, și asta să-ți permită cumva să faci și cei mai aproape ce ți-e drag sufletului. Asta mi se pare că e rețeta cea mai potrivită. Nice. Ai menționat de proiectul acesta, eu aș zice un proiect documentar din perioada pandemiei, care are o structură foarte, foarte bine definită. Ce alte proiecte urmează? Sincer, aștept să se termine cu... Adică pandemia asta ne-a țintuit pe toți cumva. Aștept cumva ca viața să revină la normal. De vreo 5 ani încoace fac parte din echipa de foto-video de la Snowfest și interdicția a venit exact cu o săptămână înainte să plecăm la Snowfest și a fost destul de frustrant, adică abia aștept ediția de anul viitor. Ca proiect personal, ce vreau acum și o chestie pe care mi-am dorit-o dintotdeauna e să dau drumul la un fel de magazin, un shop pe site. Sunt curios dacă lumea vrea să achiziționeze printuri cu fotografiile mele. Și la asta lucrez chiar acum, adică în următoarele 2-3 săptămâni sper să-i dau drumul. O să mai menționez încă o dată site-ul tău, cipane.com. Da. Acolo te manifesti, acolo te exprimi. Există și partea de social media, bineînțeles, unde promovezi. Acum, pentru că suntem la final, lasă-ne un mesaj de încheiere. Un mesaj pentru fotografi sau pentru toată lumea? Pentru noi, pentru fotografi, pentru cei care ne urmăresc. Păi, aș rămâne la chestia generală din viață, fiți curioși. Adică întotdeauna încercați să vă lămuriți chestii pe care nu le știți, fiți curioși, nu e rușine să nu știi, e rușine să nu întrebi. Mulțumim mult de tot! Cu mare drag!